biruit, iar eu am fost salvat. Iubirea lui mi-a renăscut iubirea, Iisus și El, ce dulce ne-am legat. Iubirea lui mi-a renăscut iubirea, Iisus și eu, ce dulce ne-am legat. Iisus și eu, spre țara minunată, oricât de grea povara vieții ar fi, nimic din drum nu poate să ne abată. Iisus și eu alături vom păși. Nimic din drum nu poate să ne abată. Iisus și eu alături vom păși. Iisus și eu în casa de lumină vom fi curând și nu vom mai pleca. Și bucuria ne va fi de plină. Iisus și eu ne despărțiți vom sta. Bucuria ne va fi de plină, Iisus și eu ne despărțiți vom sta. Amin. Amin. Să ne rugăm împreună cu sora... Nu, este pus. Da. Sora Alin. Tatăl nostru, care ești în cer, lăudat și binecuvântat să fie numele Tău, pentru că ne-ai ajutat ca astăzi să fim prezenți în casa Ta de rugăciune, în ziua Ta sfântă de sabat. Amin. Îți mulțumim, amin. Dumnezeul nostru, pentru aspeții noștri pe care avem astăzi. Amin. Îți mulțumim pentru că Tu ai pus gândul acesta de a veni în casa Ta de rugăciune, de a ne întâlni unii cu alții și toți împreună cu Tine. Amin. Îți mulțumim pentru învățăturile Tale, îți mulțumim pentru făgăduința pe care Tu ne-ai lăsat-o și dorim, Tată Ceresc, ca unde ești Tu să fim și noi și ajută-ne, Bunule Părinte, să ne lipim de Tine, să nu ne mai despărțim de Tine, să umblăm cu Tine, să fim cu Tine o veșnicie. Amin. Amin. Binecuvintează fiecare suflet prezent aici, binecuvintează și pe cei ce n-au putut să vină, binecuvintează și pe sora Sofica, ajută-o Tu, Doamne, să se vindece. Ajută-o Tu, Doamne, ca să petreacă sabatul alături de Tine și să ne bucurăm de prezența celor care calcă pragul Tău sabat de sabat și dorim ca numărul acesta să se mulțească și dorim ca să fim cu Tine o veșnicie. Amin. Binecuvintează și vorbitorul care ne va vorbi din cuvântul Tău, din înțelepciune și pricepere și ajută-ne pe toți să fiind cu inima deschisă și cu mintea limpede ca să primim învățăturile pe care ni se va spune. Amin. În totul și în toate voia Ta să se facă. Te-am rugat și îți mulțumim în numele Domnului nostru Iisus Hristos și a Duhului Sfânt. Amin. 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 Zilele trecute am citit un articol despre cauzele tulburărilor, ritmul de relaxare, somn și odihnă. Implicațiile acestui studiu erau multiple privind sănătatea fizică și mentală. Autorul enumăra printre cauzele principale una legată de activitate mentală. În terminologia religioasă, asta înseamnă o conștiință curată. O conștiință liberă de păcat este obținută în urma iertării, dar în continuare este nevoie de o trăire consecventă cu Dumnezeu, Cel care oferă libertate.
Asta înseamnă să-i dai lui Dumnezeu darul care este destinat casei misteriei. Și mai este ceva. Libertatea costă viață ca și bani. Oferindu-ți pas și zilnic darul, vei fi părtaș cu Dumnezeu un decor pentru libertate. Contribuția mică sau mare în acest domeniu salvează vieți, păstrează conștiințe curate și deschide poarta cerului pentru mulți. Amin. Amin. Colecta de astăzi este destinată bugetului Departamentului Libertății Religioase. Vom cânta a patra strofă din Domnul e bun. Fie slăvit, fie slăvit. Pacea Domnului. Pacea Domnului. Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră. Aș vrea pentru început să cânt o piesă pe care o îndrăgesc mult și nu știu dacă o cunoașteți și dumneavoastră. Tată bun, îți mulțumim pentru tot ce-n dar primim. O, cât te iubim, bun Iisuse, îți mulțumim pentru tot ce-n dar primim. Aceasta am gândit că ar fi bine să vorbim din Evanghelia după Ioan, pentru că în felul acesta după Matei, Evanghelia după Matei, mulțumesc. Pentru că în felul acesta putem să identificăm câteva adevăruri despre Domnul Iisus Hristos și despre lucrarea sa pe care o are de făcut pe pământul acesta, dar și în ceruri. Știți că Domnul Hristos acum este în ceruri, unde a intrat în sanctuarul nu făcut de mâini omenești și acolo pledează înaintea Tatălui pentru fiecare dintre noi. Ca mare preot. El este marele nostru preot, iar noi trebuie să putem să înțelegem că dacă ne rugăm Lui, El va transmite rugăciunile noastre direct înaintea Tatălui și vor fi ascultate. Ca și cum s-ar fi rugat Domnul Hristos însuși pentru noi. Pentru noi. Am ales să vorbesc despre Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, pentru că Evanghelia după Matei este, dintr-un anumit punct de vedere, Evanghelia Împărăției. Așa am scris și acolo. De ce am scris lucrul acesta? Pentru că Matei vorbește foarte mult despre împărăția lui Dumnezeu.
Știți că atunci când mergea din loc în loc, Domnul Iisus Hristos propovăduia Evanghelia și vestea apropierea împărăției lui Dumnezeu. Dacă deschidem la Evanghelia după Matei, o să vedem în primul rând anumite aspecte legate de cartea neamului lui Iisus Hristos, ca să se vadă clar de la Adam și Eva, de la Avram până la Domnul Iisus Hristos, cum a fost linia genealogică. Linia aceasta genealogică este foarte utilă pentru că putem să ne dăm seama istoriile din spatele fiecărui bărbat, fiecărui om credincios care a avut de-a face cu apariția Mântuitorului. Și am încercat să fac o linie genealogică a familiei Dinu și a familiei Bornea am făcut. Dar n-am ajuns prea departe pentru că n-am avut pe cine să mai întreb. Lucrul acesta poate fi completat pe internet. Rude, prieteni, pot completa anumite date ca să vedem de unde am venit și unde mergem. Să vedem așa un traseu. În această carte se prezintă în continuare nașterea lui Iisus Hristos, apoi se vorbește despre magii de la Ierusalim, Ioan Botezătorul care propovăduiește vremea pocăinței, pentru fiecare dintre noi avem nevoie de pocăință, botezul lui Iisus, ispitirea lui Iisus Hristos și apoi lucrarea. Domnul Hristos vindecă pe bolnavi, face altfel de minuni, înmulțește pâinile, spune cuvântarea de pe muntele fericirilor și încearcă să încurajeze pe oameni cu privire la venirea apropiată a împărăției, care trebuie să aibă mai întâi loc în inimă și apoi în viața noastră fizică, în comportarea noastră și în starea noastră spirituală. Am ales să vorbesc despre cartea aceasta pentru că am găsit și niște autori care au comentat la cartea Matei, Evanghelia după Matei, și am observat că au scris lucruri interesante despre ceea ce evanghelistul Matei a scris. În această carte Matei am dorit ca să aflu cum se poate forma împărăția lui Dumnezeu în inimile oamenilor și cum poate ajunge la desăvârșirea pe care Dumnezeu o dorește în dreptul fiecăruia dintre noi, în așa fel încât cât mai mulți oameni să dorească să facă o schimbare pentru veșnicie, pentru a fi mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Și am sustras câteva lucruri pe care George Knight le-a comentat în cartea aceasta The Abundant Life of Bible Amplifier și mai jos scrie Matthew, adică Matei. Este o carte accesibilă, se poate citi pe internet. Unii o au chiar în bibliotecă, există mai multe volume, se umplă toată masa asta și cealaltă cu volumele acestea de astfel de comentarii și prezintă, nu știu dacă îl cunoașteți pe George Knight, se numește. George Knight este un pastor și profesor adventist la Universitatea Andrews din America. El a vorbit cu mai mulți colegi și a zis, hai să facem un compendiu, niște comentarii
la toate cărțile Bibliei, punând acolo ideile a ceea ce au scris oamenii de-a lungul vremilor, și plusuri și minusuri, și să sublinieze ce au scris bine și să sublinieze, bineînțeles, și ce au scris pe lângă Biblie, între ghilimele, să zic așa, și a apelat la mai mulți scriitori, colegi de-ai dumnealui, și inclusiv la scrierile pe care le avem din partea lui Ellen White. El a vorbit despre perspectiva pe care o are el. În principal, autorul face o introducere la Evanghelia după Matei, apoi vorbește despre persoana regelui, atât din perspectiva promisiunii, cât și din perspectiva slujirii. Pe de o parte, în Evanghelia după Matei avem o promisiune a ceea ce dorește Dumnezeu să facă pentru noi, dar pe de altă parte, este un mesaj din perspectiva slujirii. Îl arată pe Mântuitorul slujind efectiv oamenilor pe care îi întâlnea în cale zi de zi. Autorul prezintă aspecte legate de proclamarea regelui, prezentând principiile împărăției, autoritatea regelui. În împărăția lui Dumnezeu există anumite principii. Și atunci, principiile acestea sunt importante, nu? Pentru că acestea arată despre autoritatea regelui. Atunci când un rege domnește peste un stat, are și niște principii după care trebuie să organizeze împărăția. Cine face legământ cu împăratul, trebuie să fie de acord și cu legile sau cu regulile, principiile acestei împărății. Corect? În principal, pentru a putea fi calificat pentru abordarea cetățeniei oamenilor în împărăția lui Dumnezeu, autorul pune accentul pe cruce, pe întoarcerea regelui și pe împărăția lui Dumnezeu. Trei lucruri pe care autorul pune accentul, autorul Evangheliei după Matei. Crucea Domnului Hristos este unul dintre subiectele cele mai importante din Evanghelia după Matei. Evanghelistul Matei prezintă în cartea aceasta crucea ca fiind un punct foarte important. De ce? Pentru că la cruce se arată caracterul lui Dumnezeu. Pune accentul de asemenea pe întoarcerea regelui. Ce înseamnă întoarcerea regelui? Ați văzut dumneavoastră un stat al cărui rege a plecat și conducerea țării este lăsată în mâna altora? Nu, regele... S-a întâmplat în al doilea război mondial, în Danemarca. Da. Și cum? Cum au fost rânduielile? Au condus alții în locul lui până s-a întors? Dar avem exemplu și pe Nebucadnețar. Timp de 7 ani de zile, cât a mâncat iarbă ca boii și i-au crescut unghiile, țara a fost condusă de ai lui, nu? De alții. Da. Până și-a revenit. Când și-a revenit, a reintrat din nou în funcție. Dar atenție, care este diferența dintre Domnul Iisus Hristos, regele, care a mers în ceruri, și un astfel de împărat pământesc, cum ar fi Nebucadnețar sau regele, da, cum a spus fratele Lucian, al Danemarcei. Păi există. Ce putem spune despre împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu, așa cum am spus și mai devreme, are loc în inimă, apoi
se exteriorizează. Haideți să spunem câteva lucruri despre persoana Domnului Iisus Hristos. Persoana Domnului Iisus Hristos în cartea lui Matei are în primul rând Matei arată o mare dorință de a pune pe primul loc, încă de la început, persoana Domnului Iisus Hristos și lucrul acesta este de apreciat. Întâietatea sau personajul principal al cărții Evanghelia după Matei vorbește despre persoana Domnului Iisus Hristos care este întrupat pe pământ și în același timp se vorbește despre diferite aspecte sau lucruri despre persoana Domnului Iisus Hristos. Poziția Bisericii Adventiste de ziua a șaptea prezintă în teologia biblică faptul că Domnul Iisus Hristos trebuie să fie în centrul scrierilor sfinte, deoarece toată Scriptura vorbește despre Hristos și despre activitățile lui Dumnezeu pe pământ în mod special. Este foarte important lucrul acesta, că ca Sfânta Scriptură să vorbească despre Hristos și lucrul acesta o să ne atragă și mai mult. De asemenea, se vorbește de răstignire și de moartea Domnului Hristos. Transparența scopurilor și a obiectivelor. Autorul categorisește oarecum niște particularități ale cărții, prezintă structura Evangheliei după Matei și prezintă împărțirea cărții pe anumite capitole. Nu erau pericopele acestea intitulate, ci oamenii care au observat că se vorbește despre un anumit subiect au zis, haideți să punem aici titlul Tatăl nostru, iertarea greșelilor, pentru că textul vorbea despre rugăciunea domnească sau rugăciunea pe care cu toții o știm, Tatăl nostru. În predica de pe munte, Domnul Iisus Hristos prezintă principiile împărăției lui Dumnezeu. Și care sunt principiile împărăției lui Dumnezeu? Dacă deschidem la capitolul 5, aici vedem care sunt principiile. În primul rând vorbește despre fericirile acelora care însetează după cuvântul lui Dumnezeu, acelora care sunt buni, care sunt blânzi, acelora care sunt milostivi, acelora care sunt împăciuitori, acelora care sunt prigoniți din pricina neprihănirii. Apoi vorbește despre anumite legi și prorocii, despre ucidere, despre preacurvie și despărțire, despre jurământ, despre suferirea răului și iubirea vrăjmașilor. Ce vrea să spună toate aceste lucruri? Că în împărăția lui Dumnezeu există anumite reguli și aceste împărății trebuie să fie ca niște îndatoriri, în primul rând, ale conducătorilor acestei împărății, care este într-adevăr spirituală, dar trebuie să aibă și o corespondență fizică. Adică să zicem, băi, care este Biserica lui Dumnezeu pe pământ? Că de fapt aceasta ar putea reprezenta împărăția lui Dumnezeu. Vizibilă. Ea este în inima fiecăruia. Chiar dacă la biserică vin oameni care poate nu sunt pocăiți, și poate că nu vor fi mântuiți. Dar cu toate acestea, în Biserica lui Dumnezeu există această împărăție care nu se vede. În al doilea rând,
autorul prezintă măreția lui Iisus Hristos ca rege și importanța iertării celor care doresc să intre în împărăția sa. Foarte interesant este că în împărăția aceasta a lui Dumnezeu, importanța iertării este foarte importantă. Iertarea din partea lui Dumnezeu este garantată. Prin jertfa Domnului Iisus Hristos, toți putem fi iertați. Dacă ne cerem iertare lui Dumnezeu și ne pocăim de faptele noastre rele, El este credincios și drept să ne ierte. Va prezenta înaintea Tatălui și Tatăl nu se va mai uita la noi, se uita la Domnul Hristos, la jertfă și zice, cum zici, așa se face. Autorul prezintă încă de la început ceea ce vrea să dezbată în cartea aceasta și prezintă o temă foarte importantă, Iisus și lucrarea sa ca o împlinire a profețiilor Vechiului Testament. E foarte important să știm că în Noul Testament lucrarea Domnului Iisus Hristos se bazează pe scrierile Vechiului Testament. Domnul Hristos utiliza deseori sintagma ca să se împlinească ce a fost prorocit. Sau stă scris. Și lucrul acesta se vede chiar în momentul în care este ispitit în pustie. Fă din pietrele acestea pâini. Stă scris. Aruncă-te de pe strașinea templului. Nu. Stă scris. Înțelegem. Deci, tema aceasta a împlinirii profețiilor este foarte importantă. De asemenea, se prezintă și abordarea nașterii Domnului Hristos, abordarea uciderii bebelușilor. Explică, dă detalii și despre reședința din Nazaret și despre lucrare înaintașului, principalele sale lucrări, folosirea pildelor și intrarea în Ierusalim, apoi arestarea și crucificarea. O a doua temă în cartea lui Matei este aceea a lui Hristos însuși. Tema lui Iisus Hristos. Se concentrează asupra persoanei lui Iisus Hristos, asupra slujirii, asupra morții și asupra învierii. Aici este prezentat Mesia, cel așteptat. Îi se spune în limba greacă Hristos. În greacă înseamnă cel uns, fiul lui David, Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Bineînțeles, lucrul acesta fiind vorba despre linia regalității. Și Evanghelia se încheie cu Iisus care are o împărăție divină. Iar în al treilea rând, ca temă mare, este aceea a împărăției cerurilor. Vestea bună. Vestea bună a împărăției cerurilor. În al patrulea rând, este vorba despre escatologia, adică știința despre timpul sfârșitului. În al cincilea rând, sunt prezentate implicațiile etice ale împărăției cerurilor. Renunțarea la vechile căi și comportamente, precum și acceptarea legii împărăției cerurilor. Nu putem să primim aceste legi ale împărăției cerurilor dacă nu renunțăm la vechile căi și comportamente. Deci mai întâi trebuie să renunțăm la vechile noastre căi și comportamente, bineînțeles, care contravin cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci putem să primim și să acceptăm legea împărăției cerurilor. Haideți să vedem câteva lucruri despre perspectiva schimbării caracterului. În capitolul 1, capitolul 2, se prezintă lucrarea lui Iisus
ca și rege, Mesia și Divinul Emanuel. Pentru lucrul acesta, Matei evidențiază aspecte esențiale doveditoare. Acesta este factorul prin care Dumnezeu avea să pună în evidență pe regele Mesia. Dumnezeu este cu noi. Arată calitatea de fiu divin. Dar se pune o problemă acum. Irod, de ce nu l-a primit pe Domnul Iisus Hristos? Nu a citit el în Evanghelie, nu a citit în scrierile prorocilor, în scrierile poetice despre Domnul Iisus Hristos că avea să vină. De ce a trebuit să facă masacru în familia lui și în dreptul tuturor celor care ar fi vrut să fie rival la tron? Vă rog. Ați vrut să ziceți ceva? Da, era cerut și sfatul preoților și bătrânilor ca să-i se spună unei avea să se nască Iisus și s-a spus că în Betleemul din Iudeea avea să se nască și în Betleem a trimis ucigătorii pruncilor. Deci el nu vrea să aibă pe nimeni, niciun rival. El se credea că va fi veșnic împărat și că nimeni să nu atenteze la situația lui de împărat al lui Iuda. Da. Și el a înțeles, cum spunea Domnul Iisus Hristos, că împărăția Domnului Iisus Hristos nu este din lumea aceasta. Da, mulțumesc. Liderii religioși nu au mai putut acorda importanță lui Mesia. De aceea Matei subliniază că neamurile au dorit mai mult pe Mesia decât liderii religioși și evrei. Da, păi asta e simplu. Ei se temeau că le ia cealaltă de la gură. Ia uite cum toată lumea se duce după el. Păi ne mai bagă pe noi cineva în seamă. Păi mai vină ăștia la templu să ne dea nouă daruri, să ne dea zecime din aia, din aia, din aia, din aia. Păi ce facem? Murim de foame. Ne întoarce toată lumea spatele. Gata, ăsta trebuie să dispară. Așa este. Cei ce doresc să primească favorurile împărăției lui Dumnezeu trebuie să facă o schimbare în viața lor și anume trebuie să dovedească faptul că nu le este teamă de nimeni și de nimic pentru a ajunge apți pentru acest lucru. Dacă lui Irod nu i-ar fi fost teamă de vreun rival, dacă liderii religioși nu le-ar fi fost teamă de nimeni și de nimic, ar fi fost apți pentru primirea Domnului Iisus Hristos. Și în ziua de astăzi, Domnul Hristos, noi așteptăm să vină, da? Dar cum putem să fim apți pentru a-L primi? Probabil și cu, având aceeași atitudine care este menționată și anume, să acceptăm responsabilitatea, să riscăm pentru niște cauze nobile, pentru niște adevăruri curate și eterne. În ziua de astăzi este posibil ca liderii religioși să scape din vedere lucrurile acestea și să nu-și mai ia responsabilitatea aceasta de a pleda pentru adevăr, de a fi curat și dacă nu ne-ar fi teamă de nimeni și de nimic pentru cauza adevărului, pentru lucruri nobile, pentru lucruri curate și eterne, deci ar fi foarte frumos dacă noi am fi responsabili în ceea ce privește aceste lucruri. Cu prețul, atenție, a jertfirii de sine și a tuturor incidențelor, între ghilimele să zic, a ceea ce se va întâmpla. Că dacă mergem la cineva să-i spunem, uite, porunca a doua spune să nu ne închinăm la icoane, să nu le slujim sau la chipuri cioplite.
Și el va spune că nu, dar noi vrem să pledăm pentru adevăr. Intrăm în conflict și este posibil ca să fim vorbiți de rău, să ni se ducă numele de om care nu înțelege că trebuie să ne supunem tradițiilor și obiceiurilor. Dușmanul bisericii, dușmanul. Să ia după o nebună. Da. Am înțeles. Am citit articol scris de Bot despre Ellen White, că a avut probleme psihice și noi ăștia care ne luăm după el suntem cumva tot un fel de nebun. Și mai e un lucru foarte periculos. Nu știu, ori din neștiință, ori din prostie, ori din pățări, nu știu de ce o fac. Este un act urât într-adevăr, dar să nu suferă biserica, acoperim fără de legea, să nu suferă biserica. Păi tu nu-ți dai seama, nu suferă biserica, va suferă, că o roade așa, ca un vierme, toate faptele astea pe care le-a spus, dar ies în vedere faptul că ai supărat pe Dumnezeu. Deci, ei ori de ipocrit fac treaba asta, se ascund în spatele grijii față de biserică, ori nu știu, ori din prostie, din neștiință, dar este ceva total greșit să acoperi o fără de lege că suferă biserica. Nu știu dacă suferă biserica. Că, și în biserică adevărul trebuie să fie la el acasă. Nu numai în viața noastră cealaltă toate zile. Ca să nu mai vorbim ce impresie are Dumnezeu despre o asemenea faptă. Da. Cine dorește să intre în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să intre în legământ cu Regele Iisus. Îmi place să zic Regele Iisus, la fel cum spune pe mit și fratele nostru drag de la cornetul în rugăciuni. Iar pentru aceasta este nevoie de botez cu apă și cu Duhul Sfânt și cu foc. Atenție, trei botezuri. Botezul cu apă, cu Duhul Sfânt și cu foc. În ordinea aceasta, botezul nu poate avea loc fără pocăință. În limba greacă se spune metanoia, adică schimbarea minții sau schimbarea modului de a gândi. De asemenea, a schimba destinul, caracterul, faptele, obiceiurile. Pentru a avea loc lucrul acesta, este nevoie de schimbare în orientarea întregii vieți care să fie după principiile lui Dumnezeu. Întregii vieți, când spun, mă refer la școală, la serviciu, la familie, societate, la prieteni, rude, vecini, relațiile pe care le avem cu aceștia și activitățile pe care le facem în cadrul fiecărui departament. Pentru a intra în activitatea de salvare, ar trebui să dăm testul acesta și să demonstrăm că suntem apți pentru mântuire. În partea a treia, se prezintă proclamarea regelui având în prim plan principiile regatului. Fericirile sunt niște binecuvântări pentru cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Nu acum, dacă încep eu să plâng că nu știu ce tragedie am pățit, înseamnă că sunt în împărăția lui Dumnezeu, că dau dovadă că nu. Deci, dacă cineva plânge pentru că este în legătură cu Dumnezeu, că are o relație cu Dumnezeu și din cauza aceasta poate că descopere anumite lucruri care sunt niște adevăruri tăietoare și începi să plângi, în momentul acela îți dai seama că fericirea pe care a menționat-o Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 5, se îndeplinește și în dreptul tău. Metodologia Domnului Iisus Hristos este următoarea. În Evanghelia după Matei, El predă, El este învățător. El prezintă în fața oamenilor cuvântul lui Dumnezeu deslușit, prin ilustrații, prin învățături din Vechiul Testament cu aplicație în timpurile prezente, contemporane de atunci. În al doilea rând,
predicarea, el abordează și aspecte omiletice, face apeluri, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, împărăția cerurilor este aproape, haideți și voi aproape. În al treilea rând, vindecare. Domnul Iisus Hristos vindecă pe cei care sunt bolnavi. Vindecă pe orb, îi dă vedere, ori din naștere își capătă vederea. Adică, cei care sunt șchiopi devin oameni normali, cei care 38 de ani au stat pe o prăjină, nemișcați, paralizați, sunt vindecați complet. Iar lucrul acesta arată că menționează în Evanghelia după Matei lucruri care să fie pilde, nu numai pentru oamenii de atunci, dar și pentru noi astăzi, niște învățături pe care să le putem lua și să le aplicăm în viețile noastre. Trebuie să învățăm să ne formăm și obiceiuri cerești. Obiceiurile cerești se formează prin umblare mânată de Duhul Sfânt, în așa fel încât caracteristicile umblării cu Duhul Sfânt să fie vizibile. Și acestea le putem găsi în Galateni, capitolul 6, unde sunt roadele Duhului Sfânt. Bunătatea, pacea, blândețea, răbdarea, înfrânarea poftelor. Toate acestea sunt dovezi ale faptului că Duhul Sfânt lucrează în viețile noastre. Metoda Domnului Iisus Hristos este aceea de predare, de predicare și de vindecare. Există principiile regatului în influența neprihănirii unui creștin, apoi relațiile și angajamentele unui creștin. Predica de pe munte înseamnă principii de bază care se aplică fiecărui sector al vieții personale. Și în ceea ce privește metodele de determinare a oamenilor, putem preciza faptul că Regele Iisus Hristos are autoritate în modul în care prezintă Evanghelia oamenilor. Și în calitate de împărat are capacitatea de vindecare, de a da sănătate celor bolnavi, de a potoli furtuna, are puterea asupra fenomenelor naturii, el poruncește demonilor, înviază morții și trimite pe ucenici în lucrare. Ar mai fi de spus și în continuarea celorlalte capitole, dar vreau să trec direct la concluzie și să spun că această carte, Matei, prezintă foarte detaliat și scoate în evidență care sunt aspectele esențiale din fiecare eveniment în parte. Autorul folosește surse din Vechiul Testament, le pune în așa fel încât să susțină punctele de vedere prezentate, iar construcția face parte din acea imagine pe care o știm cu toții, în care se prezintă la început Adam și Eva, căderea în păcat și așa mai departe, până la nivelul, la crucea Domnului Hristos. Mielul care era jertfit în Vechiul Testament îl reprezintă pe Iisus Hristos pe cruce, care este crucificat și se jertfește pentru păcatele omenirii. Iar la sfârșit vine împărăția lui Dumnezeu, vor fi toți aceia care acceptă aceste principii ale împărăției lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute și pe noi să putem fi apți pentru aceste lucruri pe care Dumnezeu ni le prezintă în Evanghelie, și anume, să fim credincioși Lui, să umblăm după Duhul Sfânt
și să mergem în lucrare. Dumnezeu ne trimite și pe noi ca ceea ce a făcut El să facem și noi. Să mergem la frații noștri și să-i chemăm în împărăția lui Dumnezeu. El să ne ajute la toate acestea. Amin. 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 Vă invit în continuare să închidem serviciul divin și să intonăm împreună în numele Domnului Hristos imnul 230, zi de zi și în fiecare clipă. Să împlinim tot ce ne cer tu.
Amin. Călăuzește-ne pe mai departe în toate problemele. Ajută-ne să fim niște supuși ai împărăției tale cu voia ta. Călăuzește-ne în orice moment și orice acțiune ca să putem să facem mai laudă numărului tău. Amin. Corectează toate lucrurile ta. Cu noi pentru tot ce faci, te laudăm prin Domnul Hristos. Amin. 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 Dăm și cântarea noastră de închidere la 47. Slăvim pe Dumnezeu. Imediat să deschidă 47. Să cântăm și imnul acesta, care este un imn de încheiere. Slăvim pe Dumnezeu, Părintele Sfânt, slăvim pe Iisus, Mielul nostru cel blând, slăvim și preamărim pe mulțumim pentru participare. Noi. Dacă sunt anunțuri, rog pe fratele Ionel să le prezinte. Acum, pentru că este sfârșit, înainte să spună concluziile și încheierea, aș dori ca binecuvântarea Domnului să rămână peste noi. Și dacă nu vă grăbiți, mi-ar plăcea să facem o poză împreună, așa cum suntem. Nu ne grăbim. Nu? Bun, mulțumesc. Da? Ce frumos! Se termină repede. Mulțumim Domnului pentru cuvânt, pentru prezentare, pentru dragoste, pentru moartea sa, pentru tot ceea ce a pătrunit pentru noi, pentru că ne-a purtat pe palmele sale și îi mulțumim pentru tot. Acum, la despărțire, vă rugăm ca să pentru sabatul viitor, la ora 9:30. Poftă bună la masă, o săptămână binecuvântată și toate bune, Domnul cu noi. Amin. Săptămână bună pentru toată lumea, mai așteaptă. Dacă n-a auzit, frate. E greu. Dacă nu ai mașină, mergi să te duc. Merge. E astăzi, auzi? Astăzi nu știu dacă e mașină astăzi. Bun. Fratele, nu vrea să stai la poză cu noi? Păi n-a auzit, sara. N-a auzit. Trebuia prima dată. Mai cumpați așa ca să ne... Mai cumpăr, da. Eu vă zic, am dat e copil. Așa, unde nene, acolo. Am așa, da. Și eu trec la da. Așa? Sigur. So, mai în cadru? Da. Veni să fim toți aici. Așa. Gata. Zece, nouă, opt, șapte, șase,
De ce vreți să vă așteptăm? O două, trei ore așteptam. Cât a durat un minut, două? E gata? Gata. Bravo. Aici vine? Da, da. Ia să vedem și noi. Acum, păi asta e cel ia. Și cum, ne dai și nouă una? Transmite pe telefon. Te-ai dus? Te-ai dus, Mimi, zice că te mușcă. Ne-ai unde? Ia uite cum stă bine. Eu, cu telefonul meu... Pozele. Palmeul nu se poate, marinez, nu la ăsta. Să-l văd? Nu. Am